Bună ziua și bine v-am găsit la prima noastră conferință de presă a Partidului România Puternică. Am deosebită plăcere să le mulțumesc presei că astăzi este alături de noi. Ca întotdeauna ne susțin cu tot ceea ce vrem noi să le transmitem cetățenilor noștri și de asemenea întotdeauna au spus lucrurilor pe nume și lucruri adevărate, nici de cum altfel. Astăzi avem alături de noi și pe domnul președinte al partidului, domnul Gabriel Marin. Bună ziua! Și de asemenea pe domnul Viorel Vișan. Dacă spui tu Viorel... Gerul Vișan! Se mai spune Viorel, să știi, nu-i problemă. N-am scăpat să nu dau mielul. Da, dacă tot am venit la Timișoara, plec și eu cu ceva. Un oltean care pleacă cu mâna goală, n-ați văzut. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului președinte, căruia încă o dată îi mulțumesc că este alături de noi. Ovidiu, mersi mult. Nu cred că am nevoie, cred că am o voce destul de puternică, dacă nu mă auziți, iau și microfonul, dar bună dimineața sau bună ziua în primul rând. Aș vrea să-i mulțumesc lui Ovidiu și colegilor noștri, îmi cer scuze că stau cu spatele la ei, pentru oportunitatea de a fi astăzi în mijlocul dumneavoastră și de a vă da, pe cât se poate, mesajul partidului, cine suntem, ce vrem și, bineînțeles, să nu uităm cel mai important element, și anume prezentarea candidaților noștri pentru alegerile locale din acest an. Ce este România Puternică, cine suntem, ce facem? O să încerc să fiu destul de scurt, aș putea să vorbesc câteva ore despre oportunități, de ce ne-am înființat, ce ne dorim. Primele idei au venit acum 2 ani de zile. Am văzut o oportunitate pentru și mai ales dorința noastră de a face ceva pentru România foarte real și foarte concret. Am observat o disoluție a statului român, am observat o diluare majoră a obiectivelor naționale. Și aici mă refer și la obiectivele economice, și la cele politice, și la cele morale, și nu în ultimul rând la cele culturale. Am văzut, am observat o disoluție a valorilor tradiționale românești. Familia, religia, elemente care s-au dus în peiorativ de o clasă politică lipsită de obiective. Nu am intrat în politică pentru bani. Și eu și colegii mei care am fondat acest partid, nu avem obiective materiale. Noi deja am făcut bani, suntem în afaceri, venim din zona antreprenorială, nu ne-am propus să ne ducem în politică să facem bani. Și nici nu ne dorim acea glorie, hai să spunem, ieftină, de a fi numiți președinți, senatori, deputați, pur și simplu, fără să putem să și aducem ceva concret în această zonă. Ce vrem să facem? Ca doctrină, și aș începe cu asta, în principal, în acest haos politic, avem o doctrină. Doctrina este conservatoare modernă, ceea ce înseamnă că ne dorim să creștem noi ca țară pe baza valorilor tradiționale ale României. Asta este primul element. Al doilea element, chiar avem o strategie economică. Strategia economică, multă lume o tratează superficial. Înainte de a porni România Puternică, am stat și am făcut turul partidelor suveraniste cu o singură întrebare. Stimați colegi, ce ați face mâine dacă ajungeți la putere? Și a fost o liniște profundă. Sau niște idei care nu aveau nicio legătură cu realitatea. A, vrem să schimbăm Constituția, vrem să aducem ceva nou. Și noi am spus, nu, concret, ce puteți să faceți pentru asta în momentul în care prioritățile românilor, stimată audiență și stimați colegi, sunt foarte clare.
România are patru, cetățeanul român are patru priorități la ora actuală, reale. Ceea ce înseamnă facturile la utilități, ratele bancare, prețul la alimente și prețul la combustibil. Orice mișcare politică care nu va reuși să rezolve sau să dea un răspuns concret la aceste subiecte actuale ale cetățeanului, va cădea în acea găleată comună fără sens, fără obiective a politicului actual. Și eu și colegii mei avem și, lăsând la o parte zona antreprenorială, avem o istorie de succese. Nu, repet, nu ne dorim bani, nu ne dorim glorie, ne dorim să facem ceva pentru această țară, pentru simplu motiv că ne place. E o țară frumoasă, oamenii sunt prietenoși. Merită altă soartă. Nu ceea ce a avut până acum și cu atât mai puțin ceea ce ni se pregătește. Am spus mereu, haideți să fim mai puțin europeni, să fim mai mult români. S-a uitat, însă sentimentul românismului, al nației, a fost diluat în acești ani. Și această tendință, într-un fel, poate să continue. Suntem într-o zonă geografică periculoasă, cu multe războaie, cu conflicte reale sau conflicte potențiale. Haideți să ne gândim, înainte de a ne gândi la alții, haideți să ne gândim la noi. Așa a apărut Partidul România Puternică. Avem, dacă vă întrebați ceea ce ne dorim sau care sunt principiile, noi am făcut, spre surprinderea noastră, am fost surprins, suntem cam singurul partid, care avem o platformă ideologică foarte clară. Și colegii mei, sigur, vă vor da, ceea ce am spus noi, decalogul de principii, deci ceea ce ne propunem din punct de vedere politic. Nu intru acum să discutăm de cele 10 principii, le puteți avea, avem acel leaflet cu acel decalog. Nu ne dorim ceva spectaculos. Ne dorim să ne întoarcem la esența dezvoltării unei națiuni. O națiune există dacă are o Constituție. Constituția este actul fundamental al unei națiuni. O națiune care nu are o Constituție nu există. Constituția României nu este negociabilă. Și nici nu trebuie să se subordoneze niciunei alte Constituții sau oricărui alt juridic care nu este validat de poporul român prin vot. Supremația Constituției României nu este negociabilă. Se vorbește de o Constituție europeană. Serios? Serios? Noi suntem români și aș vrea să fac o paranteză ca să subliniez acest lucru. Eu am făcut sport. Am jucat și într-un lot național. Când stai îmbrăcat în uniforma, echipamentul național și scântă imnul, ai o anumită stare. Stimată audiență, ați văzut vreodată pe cineva stând drepți pe un podium când se cântă imnul Uniunii Europene? Care imn al lui? Ce înseamnă această construcție abstractă, care nu are identitate, nu creează emoții? Eu dacă sunt român, vreau să am un drapel, vreau să am un imn și mă simt mândru că am așa ceva. Ce e chestia aia cu Europa? A, să nu mă înțelegeți greșit. România Puternică nu este un partid de roexit. Un spațiu economic comun, cu libera mișcare a capitalului, a persoanelor, și a mărfurilor este binevenită. Există multe locuri din lume. Dar ce este acel tratat politic al Uniunii Europene? Nu ne dorim ca România să fie târâtă într-un război care nu este al nostru. Ne vom apăra țara, evident. Dar înainte de orice, noi suntem români. Nu vrem să fim parte din războaiele altora, nu vrem să fim parte din politica altora. Dacă vă uitați din nou la decalog, la punctul 4, România trebuie să aibă propria politică externă. Este absolut ca nație, trebuie să ai politica ta externă. Ați auzit cumva de domnul Borrell? Vă spune ceva în numele ăsta? Dacă nu știți, domnul Borrell are dreptul să vorbească, să stabilească politica externă a României. Știați că este împuterniciul Uniunii Europene pentru politică externă?
Ministerul de Externe al României și-a pierdut obiectul muncii. Există acest domn Borel, pe care nu știe nimeni și atenție, nu l-a votat nimeni, care vorbește în numele nostru. E bine, eu nu vreau și nici colegii mei să vorbească altcineva în numele nostru. Vrem să vorbim noi. Vorbeam de supremația Constituției. Haideți să vorbim un pic de justiție, un subiect foarte sensibil. Curtea Supremă a României a fost și trebuie să rămână singura curte de justiție, iar deciziile Curții Supreme, ca și a Curții Constituționale ale României, nu sunt negociabile. Dreptul european nu poate să primeze asupra dreptului național decât pe o nișă foarte îngustă. Banii lor. E firesc, dacă ei dau bani, au dreptul să judece unde se duc banii lor. În rest, România trebuie să aibă o curte de justiție proprie și o curte constituțională proprie. N-aș vrea să trec acum printre cele 10 puncte, e o discuție mai lungă, dar evident, atât eu cât și colegii mei, suntem pregătiți să vă dăm răspunsurile astea dacă vor fi întrebări vis-a-vis de politică. Dar este momentul ca România să să-și regândească viitorul ca o națiune. Și nu ca un județ. De ce acum? E o întrebare legitimă. Pentru că poate peste 4 ani sau 5 ani nu vom mai fi o națiune. Zi de zi există și trăim o ofensivă a acestui grup de funcționari de la Bruxelles, nealeși de nimeni, pentru desființarea națiunilor și crearea unui iluzoriu stat european. Poate pentru unii sunt e o chestie bună. Dar eu, de exemplu, și colegii mei, nu ne dorim să fim un județ. Știți foarte bine că politicul românesc, din nefericire, are și o grămadă de cozi de dobor. Știți, de exemplu, că în corpore europarlamentarii acestui partid absolut, nici nu știu cum să-i spun, că nu-mi găsesc cuvintele, nu trădător, nu nepatriotic, devastator pentru România, care se numește USR, a votat acum 2-3 luni limitarea numărului de eliminarea dreptului de veto a României în Parlamentul European. Dacă nu știați, vă rog să căutați pe Google și veți vedea. Integral USR-ul a votat acest lucru. Dacă noi avem alte interese, n-o să ni le mai putem urmări. Acești oameni nu lucrează pentru România. Nu vorbim de o luptă politică, vorbim de existența unei națiuni în care oameni, cum sunt cei din USR, n-ar trebui să existe. Știți acel celebru exemplu al lui Hrușciov cu Gheorghiu Dej. Gheorghiu Dej s-a dus la Hrușciov și s-a plâns că sunt multe cozi de topor rusești în România. La care Hrușciov l-a bătut pe umăr și i-a spus: Gogule, voi aveți mai multe cozi de topor în România decât avem topoare noi la Moscova. Că am înlocuit marea poartă de la Istanbul, ulterior cea de la Moscova, cu poarta de la Bruxelles, este iarăși o realitate. Observați că singura motivare a politicului actual, așa mi s-a spus de la Bruxelles. Nu credeți că e timpul de o schimbare? Să facem și noi ceva care vrem noi, ca țară, noi ca români? Câtă vreme o să stăm iarăși în genunchi să ne târâm în fața unui Borel, în fața unei Ursula, în fața unui, îmi scapă mereu, Timmermans, care nu numai că disprețuiesc visceral România, dar toată politica lor a fost împotriva noastră. Umilința de la Schengen, pe care o înghițim în fiecare zi, să nu ne păcălim că acest mini-Schengen de acum înseamnă foarte mult. Banii erau în libera circulație a mărfurilor. Care, vă spun eu, nu se va da României nici peste 5-6 ani. Pentru că interesele europene sunt altele. Interesele europene sunt porturile europene de la Atlantic. Care în momentul în care România și Bulgaria ar deveni țări de tranzit, probabil ar cădea. Nu ni se va da niciodată acest drept. Niciodată. Cel puțin viitorul previzibil. Acum, haideți să ne întoarcem la ale noastre. Repet, dacă aveți întrebări,
și eu și colegii mei aici de față vă putem da răspunsuri. Am început numai ca să vă spun un pic, pentru cei care nu știu cine suntem și ce vrem. Acum, în bătălia electorală. Noi discutăm, Ovidiu, cred că de mai multe luni, despre România puternică în Timiș. Cred că colaborarea noastră deja a prins rădăcini solide și eu sunt convins că și Ovidiu și toți colegii lui vom reuși împreună să schimbăm și fața Timișului și a Timișoarei. Nu cred că Timișoara la ora actuală are nevoie de, iarăși nu găsesc un cuvânt, implementarea progresistă a acestui domn numit Friț, a cărui, cel puțin ce am auzit din București, unul din bunici ar fi fost nazist sau SS. Stimată audiență, tatăl meu a fost veteran de război. Și, dacă asta e adevărat, eu ca român, în primul rând, aș aștepta scuzele acestui Friț pentru trecutul bunicilor lui. Asta e ceea ce am auzit noi în București. Sunt foarte fericit dacă domnul Friț va veni în fața mediei și va spune, uite, ăștia au fost bunicii mei, amândoi, și n-au fost nici naziști, nici membri SS. Și asta nu e ultimul lucru. Timișoara necesită un primar cu o anumită cultură și o anumită educație. Am înțeles, am auzit că domnul Friț are o problemă cu documentele lui de absolvire a unei facultăți. Domnul Friț a trebuit să vină în piața publică să spună, stimați cetățeni ai Timișoarei, ăsta sunt eu, asta am făcut, asta am învățat, asta am. Sub zâmbetul acestui Friț, de fapt, cred că știți foarte bine, sunt alte interese care nu cred că au mare legătură cu România. Oare nu găsim în tot acest județ și în Timișoara un cetățean român? Domnul Friț se pare că nu are cetățenie română. Nici la acest moment se pare. N-are, nu? Nu. Ce caut aici? N-avem nimic cu el. Să se ducă să-și rezolve problema. Măcar alte Clotild sau Coliban au avut bunăvoința să-și iau o cetățenie română. Dar dacă domnul Friț a considerat că nu merită să-și ia cetățenie română, nu înțeleg ce caută aici, cu atât mai puțin ca primar. De asta am venit cu o propunere de primar, care, zicem noi, ar putea să reprezinte bine și foarte bine interesele timișorenilor. Acum, nu aș vrea să monopolizez, repet, am putea discuta ore întregi, dar aș trece la momentele ulterioare ale întâlnirii, Ovidiu. Da. În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Gelu Bișan să vă spună câteva cuvinte. Doar câteva. Bun. Eu să stau așa să mă plătesc bine și, în primul rând, vreau să îi mulțumesc lui Ovidiu pentru acest eveniment. M-a surprins Gabi că a zis că îi lucrează de 3 luni și ceva. Eu știu că partidul are o lună și ceva de când a fost oficial lansat, ceea ce pentru noi să avem organizații județene care să își lanseze candidați este un lucru absolut impresionant și îl felicit pe Ovidiu și toată echipa lui. Acum, înainte de a spune orice, vreau să mă adresez noastră presei, cu mulțumirile, bineînțeles, de rigoare, dar să vă spun că discursul meu pe care bănuiesc că îl cunoașteți este foarte acid, foarte dur. Și înainte de a-l face publicității, să vă întrebați șefii, ca nu cumva să vă taie Consiliul Național al Audiovizualului cu vreo amendă. Este decizia șefilor noastre, dar eu nu știu să vorbesc altcumva. Dovadă că din când în când
mă vedeți interzis un post de televiziune, iar mă vedeți apărând, iar sunt interzis și așa mai departe. Și asta nu de acum, ci de 20 de ani fac jocul ăsta cu televiziunile. Ce caut eu aici, în primul rând? În primul rând, prietenia mea cu Gabi, care este de 6-7 ani de zile, se datorează discuțiilor noastre extrem de lungi legate de naționalismul românesc. De ceea ce ni se întâmplă nouă ca țară și de ceea ce ni se întâmplă de peste 36 de ani. Ca politolog și specialist în științele politice, cu pata la mare la mână de la DSV, văd de vreo 30 de ani și nu numai, am avut nevoia fundamentală să vorbesc cu un foarte puternic economist pragmatic. Gabi nu o să vă spună despre el, dar este doctor în economie, este președintele unei multinaționale românești, una dintre puținele multinaționale din România, cu acționariat majoritar român sau cu acționat de român de forță, că nu l-am întrebat vreodată care sunt, cum sunt împărțite lucrurile, dar este dovada vie a faptului că se poate. Această multiacțională acționează în domeniul IT-ului, în altei tehnologii în România. Fiind doctor în economie, eu l-am întrebat un lucru. Ok. Huntington ne spune, ne-a spus în 1989 ce se va întâmpla. Și anume că economia unei țări va fi ocupată în trecerea de la un stat totalitar la un stat modern. Intră multinaționalele și îți ia, îți distrug economia, după care se așează ele pe terenul acela gol. Te transformă în piață de consum, ca țară, și tu lucrezi pentru ei. Banii tăi pe care tu îi produci în țară se duc afară. Acest proces a început în 1990, iar la dumneavoastră se vede cu toată forța, că de aceea l-aveți pe Fris primul. Întrebarea mea era așa, ok, cum facem să nu ne eu îmi doresc să inversăm procesul. Și la un moment dat îmi doresc din tot sufletul, ca naționalist declarat public, să-mi iau țara, să ne luăm țara înapoi. Pentru copiii noștri și pentru noi, îmi doresc o țară care se numească România. Nu o țară care să se numească o feudă sau o provincie a unei alte țări. Ceea ce pare că suntem acum. Ilie Șervănescu, Dumnezeu să-l odihnească, spunea că, prietenul meu, spunea că suntem o colonie. Da, am devenit o colonie. România a devenit o colonie. În ce sens colonie? Muncim la noi acasă pentru alții. Peste 100 de miliarde de euro, poate lucrul ăsta credesc așa doar din gură. Peste 100 de miliarde de euro pleacă din România în afara țării, în mod preponderent, neimpozitați. În fiecare an. Pe an. Pe an. 100 de miliarde de euro. Cu acești bani am putea să dublăm toate pensiile din România, să facem o pensie minimă de 2000 de euro. În afară de asta, am putea să facem investiții care să ne ducă, lasă salariile, să ne ducă acolo unde ne este loc. În mod special cu investiții românești. Vedeți dumneavoastră, când nu ai capital românesc, ești obligat să te duci la muncă sau să colaborezi cu ocupantul străin. Pentru că în momentul acesta România este ocupată de suprastatale sau de multinaționale. Ăsta este motivul pentru care eu am încercat și am avut multe discuții cu toți liderii pe care îi știți ai zonei acestea naționaliste. Din păcate, și USR-ul și AUR-ul, pentru că mă refer acum în zona AUR-ului, a fost creată de același personaj, Coldea. De ce? A avut atât tupeu încât a pus URU la amândouă. V-ați prins, nu? USR, AUR. A pus doar URU acela ca să se știe că sunt are lui. El ne acționând în numele propriu și, în opinia mea, acționând numai în numele unor interese străine. Motiv pentru care acest sentiment naționalist frumos
al românilor, pentru că majoritatea, cred că peste 95% din români sunt naționaliști, în sensul dicționarului Blackwell, să nu zică cineva altceva, adică statul construit în jurul națiunii. Asta înseamnă a fi naționalist. Cine consideră că statul este construit în jurul națiunii, este naționalist. Eu sunt naționalist. Eu mai sunt și tradiționalist. Dar 90% din populația României este naționalistă. Cu toate astea, ne-am trezit peste noapte cu un curent progresist extrem de puternic din afară și ne-am trezit peste noapte că acest sentiment frumos este preluat de o gașcă de golani, deci mecheri, da, crescuți în mahalarele Bucureștiului și care s-au autodenumit naționaliști. Mă refer la aur, ca să înțelegi. Eu am scris în ultima săptămână de nenorocirea în care, pentru prima dată într-o țară, un partid își fură proprii membri. Adică ia bani de la ei să se îmbogățească conducerea partidului. Am scris lucrurile astea odată, de două, de trei, cu dovezi. M-am oprit, pentru că chiar nu vreau să distrug, până la urmă, pe oamenii aceia care n-au nicio vină. Norocul meu, norocul lor este că am înțeles că s-au oprit cu atacul asupra membrilor. Nu știu că știți dumneavoastră, dar ca să participi la o masă cu domnul Simion, trebuia să plătești 1700 de euro la București, la dumneavoastră 1000 de lei. Ca să fii pe o listă de consilieri, li s-au cerut să împrumute partidul oficial, adresă scrisă pe care eu am publicat-o și vă dau la dispoziție, dar pagina mea este publică și luați de acolo, 20.000 de euro să împrumute partidul. Ba, era gata să-i chemă alalte la detectorul de minciuni. Am înțeles că aseară George s-a trezit vorbind de mine, singur, fără să întrebe nimeni la televizor. Pentru că asta face în ultima veste, vorbește singur. Eu nu spun că el n-a fost bine intenționat, poate. Eu spun însă că ceea ce a construit este groaznic. N-are nicio legătură cu modul în care noi vrem să fim reprezentați. Acesta este motivul pentru care am spus lui Gabi de multe ori, Gabi, tu ești naționalist, eu sunt naționalist, suntem mulți în țara asta, voi economiștii care stați deoparte, sau voi oamenii de afaceri mari, cu cifre de afaceri amețitoare pentru România, implicați-vă, faceți ceva că ne pierdem țara. Da? Degeaba sunt doxă eu de politică, degeaba am 3 milioane de kilometri în spate, degeaba în politică, degeaba am învățat, degeaba mi am curat, degeaba am fost înjurat, degeaba, dacă ne pierdem țara. Și pentru că tot veni vorba, noi datorăm totul Timișoarei. Totul, absolut totul. A, că noi suntem aici, și că veni vorba de scuze, eu nu știu cât de mult a acționat Oltenii în acea perioadă, dar mie îmi pare rău. Eu eram în stradă cu două zile înainte, odată cu voi. Dar eu am fost anticomunist convins și declarat cu strigat Jos Ceaușescu din 1987. Deci eu sunt anticomunist rău. Dar faptul că eu vorbesc în fața Timișoarenilor este una dintre cele mai... sau cel mai mare lucru care se poate întâmpla în viață. Să vorbești de acolo de unde îți vine libertatea. Din păcate, acum 4 ani de zile, în ianuarie 2020, când mi s-a transmis că sunteți țintă, eu v-am avertizat cât am putut. În afară de pagină de Facebook, n-am avut ce să fac mai mult. Am scris atunci, e postarea publică, o puneți, o găsiți pe pagina mea în 20 ianuarie 2020, în care v-am spus, în cancelariile germane și cu serviciul secret german numit BND, s-a decis să aveți un agent BND pe numele lui Fritz, ca primar. Ocuparea Timișoarei de către aceste multinaționale nu e întâmplătoare. Au găsit o slăbiciune în felul în care a fost condusă administrația până atunci, cu greșelile ei și cu ale bune și cu ale rele, și au venit un zâmbet frumos, cu o poveste frumoasă și i-a păcălit pe timișoreni.
În acest moment înțeleg că multinaționalele din Timișoara fac campanie pe față, pe față, pentru Fritz. Mai înțeleg că pe data de 8 iunie, anul acesta, când s-a încheiat campania electorală, o firmă pe numele ei Continental va face o mare chermeză în care să-l invite pe Fritz și să spună oamenilor să voteze. Dragii de la multinaționala Continental, vă spune G, sunteți la limita pușcăriei cu chestia asta. Pe data de 8 iunie, la ora 7 dimineața, s-a încheiat campania electorală. Dacă vă dă ăla cu cornițe prin cap să faceți chermeză pentru susținerea lui Fritz și să-l invitați pe Fritz acolo, pe data de 8 iunie, eu, care v-am anunțat acum, o să fiu fix primul pe 8 iunie care va plângere penală. Firmei Continental, atenție! Țara asta este a românilor. Avem 14 naționalități conlocuitoare pe care le iubim. Țara asta este a noastră, a celor care trăim în granițele ei. Voi, continentalii ăștia și suprastatalele care ați venit în țara asta, să o ocupați, trebuie să știți că mai sunt și politicieni cu din alea, cu ce le trebuie. Și nu putem să permitem a doua oară să ocupați Timișoara. Ați făcut o încercare în care pe clădirea solemnă, monumentul nostru al tuturor românilor, opera din Timișoara, de unde a venit libertatea, voi ați spus steagul LGBTQ. Ați făcut-o odată. Nu se poate ca Timișoara să nu reacționeze. Refuz să cred că timișorenii se lasă ocupați încă o dată și călcați în picioare. Acesta este motivul pentru care eu nu stau deoparte din ceea ce fac, aș fi ok. Nu vreau să stau deoparte pentru că Timișoara, Sectorul 1, București, Brașov sunt orașe ocupate. Facem tot ce putem să ne dezrobim de acest jug. Cât putem noi de mult, de unde om fi, trebuie să încercăm să gonim ocupantul din țară. Iar dumneavoastră ați avut acest și noroc și ghinion de a fi simbolul libertății românești. Nu există în democrație ceva mai important decât libertatea. Valoarea fundamentală a omului, prima valoare fundamentală este libertatea, după aceea vine dreptatea socială. Libertatea dumneavoastră, pe care dumneavoastră v-ați luat-o și ne-ați dat-o nouă întregii țări, a fost ocupată acum 4 ani. A fost furată acum 4 ani. Motivul pentru care noi suntem atât de mult implicați într-o lună și jumătate și ne dorim să fim implicați cât putem de mult este să dezrobim Timișoara și să dezrobim țara. Poate dumneavoastră se pare un lucru. Ișan ne spune că nu e ok. Eu am o fată de 14 ani. Nu mi-e deloc ok. Nu mi-e deloc ok că la școală începe să vorbească despre cultura LGBT și educația de gen. Nu mi-e deloc ok că România este plină, liceele și școlile sunt pline de droguri. Pentru că ei asta doresc. O nație adormită. O situație băltind. Asta își doresc. Până la urmă, noi vorbim despre ceea ce încercăm să facem, iar ceea ce încercăm să facem este prin oameni. Dacă aveți vreo întrebare vis-a-vis de ceea ce am spus, o să vă răspund. Doar că îmi doresc ca aceste echipe minunate, Ovidiu între ceilalți colegi, să se arăture cât mai mulți,
pentru că ei au curaj. Pare că multora a dispărut curajul. De acest curaj avem nevoie pentru a ne dezrobi și Timișoara, și sectorul 1, și Bucureștiul, și Brașovul, și în general peste tot unde acest nenorocit de neomarxism și de progresism intră. Mulțumesc și vă doresc tot binele din lume. Mulțumim foarte mult. Dragii mei, vom începe acum să vă prezint o parte din echipa mea și echipa care a venit alături de mine fără să întrebe unde merge, unde se duce. Mi-a dat toată încrederea și eu pe această cale vreau să le mulțumesc. Pentru că nu este ușor, pleci la un drum nou, dar mi-am dorit acest lucru, pentru că vreau să creștem sănătos și cu principii solide. Pentru mine demnitatea de om înseamnă foarte mult. Niciodată nu mi-a plăcut ca cineva să spună despre mine că nu sunt un om demn. În primul și în primul rând, pentru mine, cei 7 ani de acasă, ceea ce m-au învățat părinții, să fac și să mă comport zi de zi, asta vreau să aducem înapoi oamenilor, bănățenilor, care sunt niște oameni liniștiți și care își doresc să trăiască într-o țară a lor, în care noi toți împreună să decidem, nu altcineva. Așa că voi începe cu prietenul meu, David Dobra, îl invit lângă mine. Este un tânăr antreprenor, este candidatul nostru la comuna Lenoheim, și îl voi lăsa pe el să se prezinte. Te rog. Bună ziua, în primul rând. Mă numesc David Dobra. Să mă dau un pic mai la o parte ca să... Nu, stai bine. Din comuna Lenoheim. Sunt născut și crescut acolo, într-o familie simplă, de oameni simpli. În momentul de față administrez un magazin. Am în subordine 10 angajați și în scurt timp voi deschide o patiserie și voi crea încă 5 locuri de muncă. Asta îmi doresc și pe viitor, să pot să cresc comuna și să ajut cu tot ce pot și comunitatea și să mă implic și în viața sportivă din comuna Lenoheim. Lucrurile pe care vi le doresc sunt simple, nimic extraordinar, nu vreau să fac promisiuni de șarte, sunt un om simplu și vin dintre oameni. Cam atât am avut de spus și vă mulțumesc! Mulțumesc! Îl invit acum lângă mine un alt tânăr cu forță, cu demnitate, este prietenul meu, Radu Maxim. El va candida în comuna Moșnița Nouă și las pe el să se prezinte. Mulțumesc, Ovidiu. Bună ziua și bine v-am găsit. Scuze și pentru emoțiile pe care le-am în momentul de față. Ce mai pot spune după cele spuse de colegii mei în momentul de față? Mă numesc Radu Maxim, am 39 de ani și sunt din comuna Moșița Nouă, mai exact localitatea Urseni. Sunt și eu tata a 2 copii, nu de mult de timp, au 2 ani și 3 luni, iar vă spun drept că mă gândesc foarte, foarte mult la viitorul lor. De ce am ales? Da, într-adevăr, poate că am spus în trecut că nu-mi place politica și așa mai departe, dar ceea ce am regăsit în acest partid, în Partidul România Puternică, e faptul că nu se negociază principii, ceea ce este absolut fenomenal, și că creștem cu valorile noastre creștinești, valorile române. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea pe care am primit-o din partea lor. Îmi doresc decât să, cum spunea și colegul meu David,
Nu, noi nu promitem, dar promite că încercăm să facem tot ce e mai bun pentru comunitatea noastră. Vrem să fim, cel puțin îmi doresc să fim, pe limbajul cetățenilor. Să fim acolo lângă ei, indiferent de ce culoare politică suntem. Eu îmi doresc să fiu lângă cetățenii mei și să susținem și după această campanie electorală să fim lângă ei și să ajutăm cu ce putem. Încă o dată, mulțumesc tare mult colegilor mei. Acum o să vreau să vă și povestească puțin despre numele lui. Borlozan Lăzărescu Valentin Iosif, îl invit lângă mine, este candidatul nostru la primăria Orțișoara. Bună ziua! Vreau să, așa cum zicea Ovidiu despre numele meu, m-am însurat sau m-am măritat cu frumoasa mea soție care se numește Lăzărescu Nicoleta și este nepoata fostului mitropolit al Banatului, care este ctitorul catedralei din Timișoara. Și am zis că ar trebui să duc numele ăsta mai departe. Ala. Ceea ce se pare că colegii mei mi-au luat speech-ul înainte și nu mai știu ce să zic după ei, dar încerc să fiu cât mai aproape de voi și vreau să le mulțumesc oamenilor că sunt niște oameni curați, oameni care vor să plătească ceva în România și de asta m-am alăturat acestei echipe frumoase și totodată cred că vom schimba ceva alături de voi. Sper cu tot sufletul și cu toată puterea să avem o Românie puternică. Este și antreprenor, nu vrea să se laude. Am o livadă de nuci de 20 de hectare, încerc să fac ceva pentru comună, pentru oamenii care sunt acolo la noi. Se pare că de 3 ani de zile tot reîncerc și asta a fost iar o ambiție foarte mare să intru în politică, pentru că oricât ai încerca, nu ești lăsat, nu ești susținut să prosperi, să faci niște lucruri pentru comunitate. Și de aia, probabil, m-am împins foarte mult lucrul ăsta și aș vrea să continui și aș vrea să motivez fiecare tânăr să facă cel puțin ce am făcut eu sau ce voi face eu. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Acum vreau să îl invit alături de mine. Va conduce, cu siguranță, o comună importantă din județul Timiș. Și acesta este domnul Petru Aga. Mulțumesc, Ovidiu, mulțumesc pentru invitația care mi-ai făcut-o să fac parte din acest partid. Eu sunt implicat în politică, spuneau colegii mei că sunt noi, sunt implicat în viața politică a Giropului de 20 de ani. Sunt consilier local la 5 mandate. Sper, așa cum spunea Ovidiu, să reușesc să fac un pas înainte, care ar fi spre hotărul de primar. Eu vin din presă, am fost ziarist până în anul 2003, când am avut de ales între a continua în presa scrisă sau a face politică. Pentru că prin ceea ce făceam la Giroc, la noi, am făcut un ziar la Giroc, care deranja administrația de acolo, am fost pur și simplu, știți, în perioada 2000-2004, regimul Năstase conducea Girocul în țara comună de fier și atunci am fost obligat să aleg. Am ales să părăsesc presa și să mă dedic comunității în care m-am născut și am crescut. Mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă promit că Girocul va avea un rezultat foarte bun la alegerile din 9 iunie. Mulțumesc domnului Petru Aga.
un om extraordinar, un om de la care am învățat multe și sper în continuare să avem curajul să recunoaștem că mai avem de învățat. Acum aș vrea să-l invit lângă mine pe domnul Sorin Sârbu, care este președintele organizației Timișoara. Spunem noi că este un moment important pentru Timișoara, pentru timișoreni, pentru noi toți, pentru că vrem să anunțăm candidatul nostru la primăria Timișoara. Da, mulțumesc frumos, Ovidiu. Țin să-i felicit pe candidații noștri la candidatura de primari ai județului Timiș. Felicitări, putere de muncă și cu Dumnezeu înainte. În al doilea rând, vreau să-l prezint pe candidatul nostru. Am hotărât împreună cu membrii organizației noastre și am validat ca și viitor candidat pe funcția de primar. Domnul Coraș, te rog să vii alături de noi. În primul rând, domnul Coraș este un om. Îl las pe dânsul să se prezinte în primul rând. Mulțumesc! Mulțumesc, Sorine! Bună ziua, bine ați venit și mulțumim pentru invitație. Mulțumesc colegilor care au răspuns și sunt prezenți astăzi în sală. Și aș vrea să vă spun că suntem, ne aflăm într-un moment în care, iată că la Timișoara, un partid tânăr, înființat, și anume România Puternică, a venit și este la un început de drum. Ne bucurăm foarte mult că în Timișoara s-au pus bazele acestui partid și că m-am alăturat acestei echipe tinere, care totuși, în ciuda unor controverse politice și în ciuda unor lucruri care se întâmplă în țară, iată, au venit și suntem hotărâți să facem treaba la Timișoara. Poate lumea se întreabă de ce am ales acest partid politic, pentru că este un partid, așa cum spunea și președintele domnul Gabriel, este un partid nou înființat, un partid cu oameni curați, un partid care nu vrea și nu-și dorește altceva decât să vină în slujba cetățeanului și membrii conducerea acestui partid nu l-au înființat ca să facă un anumit scop din acest partid. Mulțumesc colegilor mei, președintelui organizației Timișoara Sorin și colegului Ovidiu, președintele Filarei Timiș, pentru invitația pe care mi-a făcut-o și propunerea de a fi candidatul pentru primăria municipiului Timișoara de partea Partidului România Puternică. De ce m-am hotărât? Pentru că am văzut incapacitatea și nu vreau să folosesc alte cuvinte și nici să folosesc cuvinte mari, am văzut incapacitatea actualei administrației a municipiului Timișoara, care, așa cum spunea și domnul Vișan, ne-a fost impusă acum 4 ani de zile și care în Timișoara s-a dovedit a fi o administrație nu pentru Timișoara, nu pentru timișoreni și care a făcut ca lucrurile să stagneze. Iată că încă o dată Timișoara a pierdut un tempo și a pierdut 4 ani de zile. Am uitat să mă prezint, mă numesc Coraș Daniel Marius, am 54 de ani, am un băiat de 26 de ani, în curând va fi 27, lucrez și lucrez în Timișoara și ce mă recomandă pentru această candidatură este experiența mea de peste 30 de ani în administrația publică locală. Și de aici vine și supărarea mea, nu neapărat frustrarea, dar supărarea pentru faptul că Timișoara, în loc să se dezvolte și să evolueze, iată că ține și bate pasul pe loc. Mă deranjează acest lucru comparând Timișoara cu municipiul Oradea, comparând Timișoara cu municipiul Arad.
sunt două municipii reprezentative și pe care toată lumea le cunoaște și a văzut dezvoltarea acestora.